și bine m-a regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un haul Shein. Deci haul Shein cu produse achiziționate de pe acest site. Este un site care livrează peste tot în Europa, deci și în România. Un site unde putem găsi produse de îngrijire, produse de make-up, pentru casă, decorațiuni pentru casă. Ce mai avem acolo? Accesorii, o mulțime de accesorii, deci începând de la bijuterii, ceasuri, pălărie, șarfe, o mulțime. Deci e un paradis al persoanelor care iubesc cumpărăturile și mai ales cumpărături la prețuri accesibile. Calitatea lor câteodată este foarte proastă, câteodată este foarte bună, deci suntem surprinși de calitatea acestor produse de pe Shein. Dar sunt foarte curioasă să văd dacă au crescut ceva în calitate, pentru că eu am comandat acum câțiva ani și am câteva produse de la ei, câteva piese de îmbrăcăminte de la ei. Asta s-a întâmplat în momentul în care au apărut ei pe piață și eu încă nu cream conținut pentru YouTube, deci ani în urmă, deci cred că 4 ani, cam așa. Și sunt curioasă să văd dacă au mai lucrat la calitatea acestor produse. Unele din produse comandate în trecut au fost foarte drăguțe, deci am un plover de la ei cu niște perle, cred că l-am folosit într-un videoclip, deci cu perluțe pe mânecă, foarte, foarte drăguț. Deci toată lumea mi l-a admirat, toată lumea când le-am spus că este cumpărat de pe Shein nu le venea să creadă, deci de o calitate extraordinară, deci un plover gri. Cu siguranță am un videoclip în care am acel plover pe mine. V-am spus, putem să găsim produse bune și putem să găsim produse proaste. La fel ca și în H&M, la fel ca și Primark, Kiabi. Dar avantajul acestor produse de la Shein este că sunt în trend. Deci tot ce este nou și apare pe piață, deci ei sunt în pas cu aceasta. Nu știu dacă fac un studiu cu ce se poartă și ce se cere, dar vă spun, găsiți acolo îmbrăcăminte și lucruri pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Avem un departament care este puțin mai scump, deci pentru produse mai de bună calitate, să spun așa, mai de lux, motiv, cred că se numește. Și da, deci avem produse pentru casă, avem produse pentru accesorii, deci tot ce înseamnă accesorii, de make-up, produse de amenajări interioare, produse utile în bucătărie, în baie, deci e ceva acolo, paradisul persoanelor care iubesc să facă cumpărături. Și acesta este pachetul comandat la ei, destul de măricel, nu mai știu exact câte produse am comandat. Dar sunt foarte curioasă să văd calitatea lor. Prețurile foarte bune, deci foarte, foarte bune prețurile la aceste produse de la ei. Timpul de livrare este de o săptămână, maxim 2 săptămâni, deci cam așa ajunge în Belgia și cred că în majoritatea țărilor cam acesta este, o săptămână, 2 săptămâni. Și așa arată produsele la interior, deci am o mulțime. Și o să le iau exact așa cum îmi vine la mână și să începem cu primul produs. Deci acesta este, vin ambalat într-o funguță foarte drăguță care poate fi reutilizată în momentul în care călătorim. Ne putem pune alte produse de îmbrăcăminte aici și încălțămintea, foarte, foarte utile în momentul în care călătorim sau de depozitat. Deci dacă ne dorim să depozităm în dulapuri anumite lucruri, acesta poate fi refolosită. Și primul produs este vorba despre o cămășuță foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Calitatea materialului este una extraordinară. Și așa arată, nu știu dacă se vede prea bine, deci cu o broderie foarte drăguță, să sperăm că îmi va fi și bună, cred că este bună.
Deci este vorba despre o cămașă simplă, brodată, deci este brodată numai în față, mânecuța este bufantă cu elastic, foarte drăguță. Deci uitați-vă ce broderie și materialul cred că este bumbac. Cred că este bumbac. Ia să vedem. Nu, deci este poliester, dar la mână se simte ca și bumbacul. Deci vă spun, un material foarte, foarte bun. Este puțin transparentă, dar nu e problemă. Atâta timp cât va fi lejeră și nu îmi va fi cald, e foarte drăguță. Deci cu un jean sau un pantalon lejer pe noi, foarte frumos. Deci un produs foarte bun pentru vară. Deci îmi place foarte mult și îmi place acest guler de o calitate extraordinară. Sunt super, super încântată de acest produs. Deci, primul produs comandat, un succes. Eu l-am în această cămașă, este mărimea XL. Deci, așa arată. Deci, extra large. Deci, mărimea mea normală, deci sunt între L și XL. Foarte frumoasă, deci încântată de acesta. Următorul produs. Următorul produs, știu ce este, un tricou. Deci este vorba de un tricou. Deci am pantaloni scurți pentru vară în această culoare în kaki și îmi doream niște tricouri. Materialul foarte bun, foarte, foarte calitativ, nu este transparent. Deci uitați-vă, țesutul este unul foarte, foarte bun. Cred că o să vă pun poze cu aceste produse. Nu cred că o să le probez pentru că nu am timp. Deci nu am absolut deloc timp. Nu avem o etichetă din care să ne spună din ce este făcut. A, deci este 60% coton și 40% poliester. Dar nu se simte. Se simte, vă spun, foarte moale și ca un bumbac foarte, foarte bun. Deci ca și un tricou de bumbac foarte, foarte bun. Și îmi place acest imprimeu. Deci mie îmi stă foarte bine cu verde, cu kaki. Îmi plac foarte mult aceste culori și mă voi bucura de acest tricou în această vară. Cu siguranță va fi purtat. Este la fel în mărimea XL. E puțin cam strâmt. Deci o să fie puțin cam strâmt pe sâni, dar cred că va fi drăguț. Deci acesta este al doilea produs comandat, foarte bun. Foarte bună calitate, vă spun, este un țesut plin, așa, nu este transparent, de foarte bună calitate. Deci încântată și de acest produs. Următorul. Da, știu ce este. La fel pentru serile de vară, când mergem la o plimbare pe plajă, acesta este foarte drăguț și este vorba despre o bluză. Deci o bluză tip marinărească, așa, cu mânecă lungă, simplă. Materialul este foarte moale, nu este transparentă, de foarte bună calitate. Deci vă spun, sunt surprinsă. Deci încântată sunt. Acesta nu este bumbac, este ca un elastan. Deci cred că este elastan. Haideți să vedem. Deci poliester și elastan. 95% poliester și 5% elastan. Dar foarte moale și foarte drăguță. Sperăm că nu va ține cald. Dar cum am spus, această bluză am luat-o pentru seriile de vară când briza mării nu este chiar atât de caldă, foarte frumos. Deci un produs care se va spăla și se va usca foarte ușor, nu se va decolora, cu siguranță își va păstra culorile și forma, deci fiind poliester și elastan, va rămâne cu această formă și eu îl am în mărimea, deci mărimea pe care am luat-o este L, cred, la această bluză, fiind una foarte foarte, modelul este unul larg, deci da, este L pentru 40-42.
foarte drăguță și foarte încântată de această bluză. Deci o bluză simplă, marinărească. Deci trebuie să, în momentul în care comandați, trebuie să vă uitați la compoziția produselor, să nu aveți surprize. Deci dacă vă doriți ceva din bumbac, sau uitați-vă și la comentariile persoanelor care au cumpărat de acolo. Sunt foarte importante. Deci acolo puteți să vă faceți o părere despre acel produs și puteți să vedeți și fotografii mai reale, deci nu photoshopate sau schimbate, să vedeți un super produs acolo de îmbrăcăminte și apoi să vă treziți cu surpriza că sunt super, super de proastă calitate. Deci nu. Cum am spus, uitați-vă la compoziția acestor obiecte de îmbrăcăminte și uitați-vă la comentariile persoanelor care le-au cumpărat. Foarte important, deci super important. Mai departe. Da, deci știu și aceasta ce este. La fel este o cămașă. La fel cu broderie, doar că de data aceasta este broderie peste tot. Deci uitați-vă ce frumos arată. Este lucrată foarte frumos, deci foarte fină. Este o cămașă brodată complet, cu mânecă lungă de data aceasta. Deci este o cămașă cu mânecă lungă. La fel, pentru seriile de vară puțin mai răcoroase, această cămașă este foarte, foarte frumoasă. Mâneca este una normală, la fel broderie și pe mânecă. Și cred că se vede. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Mărimea pe care o am este XL, la fel. Și îmi va fi foarte, foarte bună. Deci îmi place foarte mult. Foarte mult și vă spun, este de o calitate excepțională. Încântată și este 100% coton. Deci această cămașă este 100% bumbac. Deci se simte, va fi foarte răcoroasă. Minunat. Minunată cămașă. Sunt încântată. Sunt cea mai încântată de această cămașă. Până acum, da, deci este preferata mea. De foarte bună calitate. Vă spun, se vede calitatea. Broderia este lucrată frumos. Minunat. Minunat. Ca să vedeți că putem găsi produse super, super calitative, la prețuri, o să vedeți și prețul acestor produse, deci nici nu costă foarte, foarte mult. Următorul pachetel. Deci este vorba despre o rochie, deci știu despre ce este vorba, recunosc imprimeul. Și va fi foarte dificil să vă arăt cum vine această rochie. Deci este o rochie care se parte peste parte. Deci vine așa parte peste parte și cu un volănaș aici. Deci imprimeul, vedeți, cu buline. Materialul este unul destul de bunicel. Să vedem dacă este transparent. Nu este transparent, deci foarte, foarte puțin, deci nu cred că va fi problemă. Mărimea pe care o am este el. Mărimea mi se potrivește, deci asta este cel mai important. Deci o rochie lejeră de vară, uitați-vă și voi, îmi plac foarte mult imprimeurile acestea cu buline. Am haine cu buline pentru că îmi plac foarte, foarte mult, mi se par foarte elegante și... Da, deci o rochiță super, super drăguță pentru vară, iar materialul, să vedem dacă ne dau informații despre material. Este 95% poliester și 5% elastan. Deci cam din același material ca și acel tricou. Se simte foarte, foarte lejeră, ușoară așa. Cred că o să fie și foarte răcoroasă. Foarte ușor de spălat. La fel, culoarea va rămâne aceeași, fiind poliester și elastan, nu se va decolora. Deci foarte drăguță. Deci acesta este volanul de jos. Și vă spun, vine puțin mai scurtă în față și mai lungă în spate.
Încântată, încântată și de această rochie și de-abia aștept să o îmbrac. Următorul produs. Este vorba despre un compleu, un costum, de fapt. Sunt două piese și este vorba despre această cămașă. Culoarea pe cameră se vede puțin mai închisă, dar este un verde brotac, așa, foarte frumos. Deci această culoare este la modă în această vară. Mie îmi place verdele de nebunesc. Și cred că este puțin cam măricică de mine. Deci o am în mărimea XL. Deci ideea mea cu acest costum este să port această cămașă cu un maieu de dedesubt alb. Deci mi este mare. Ce păcat! Deci uitați-vă, mi este cam mare. Mâneca îmi vine cam aici. Dar pentru vară lejeră așa aruncată pe mine, nu cred că o să vină chiar rău. Dar cred că mergea și o mărime mai mică, vedeți? Câteodată... Dar e foarte frumoasă, deci foarte, foarte frumoasă. Și materialul din care este făcut, 100% poliester, deci este din poliester. Destul de elastic. Mergea și mărimea L, pentru că XL-ul este cam măricel de mine. Sunt foarte curioasă celălalt obiect. Deci acesta este pantalonul scurt. Deci vine cu un pantalon scurt și acea cămașă. Deci imaginați-vă această combinație foarte, foarte frumoasă. Cred că și pantalonul îmi este cam mare. Cu siguranță trebuia să-mi iau un el, dar fiind vară, fiind cald, sper să funcționeze, sper să arate bine. Deci acest pantalon scurt vine cu o dublură, deci avem o dublură, așa nu riscăm să fie transparent. Foarte frumos, deci acel material creponat, deci nu știu dacă îl vedeți, care arată foarte bine, foarte, foarte tare. Pentru vară o să fie drăguț, chiar dacă nu o să ies afară cu el, cel puțin pentru casă, va fi nemaipomenit. Dacă este mare și nu arată bine pe mine, o să-l utilizez ca un obiect de îmbrăcăminte, de stat în casă, deci de lounge, așa. Mai departe, din nou un tricou. Cum am spus, mi-am comandat două. Cu această culoare khaki. Și așa arată al doilea. Summer Vibes. La fel este un khaki frumos. Puțin mai deschis decât celălalt. Și cu acest imprimeu Summer Vibes. Imprimeul arată foarte bine. Să sperăm că nu se va lua la spălare. La fel materialul este unul foarte, foarte bun. Mărimea pe care o am eu este XL, la fel, și este 60% coton și 40% poliester. Deci așa arată, o să-mi fie foarte bun și va fi foarte purtat în această vară. Deci tricourile de la ei sunt foarte drăguțe și de foarte bună calitate. Mai departe, următorul produs. Da, îmi aduc aminte. La atât de multe produse, după două săptămâni, le mai uităm. Să sperăm că îmi va fi bun. Să sperăm. Deci este vorba despre acest bermude din jeans. Un material foarte elastic. Eu îl am în mărimea L. Deci nu aveau decât până la el. Mi-aș fi luat un XL, dar nu aveau decât până la el. Și m-am gândit, fiind elastic, deci compoziția lui este 85% coton, 13% poliester și 2% spandex. Deci acel spandex ar trebui să-l facă să se întindă și este destul de elastic. Să sperăm că voi intra în această mărime. Vă spun, dacă avea XL, cred că era mult mai bun. Vine cu aceste pietricele la marginea buzunarelor. Foarte drăguț. Este un gri deschis. Îmi plac foarte mult acest tip de bermude cu o cămașă albă.
foarte, foarte ușor de accesorizat, deci un tricou sau o cămașă. Mi se par foarte drăguțe aceste piese de îmbrăcăminte. Mai departe, un alt tricou. Iar acesta este genul acela army cu acest finish auriu. Deci avem un buzunărel mic și aici la anchior avem niște paiete foarte mici aurii. Mă așteptam la ceva mult mai discret, dar nu știu ce să zic, sunt puțin cam aurii pentru gustul meu. Mă așteptam la ceva mult mai discret. Nu știu dacă aș putea să elimin aceste paiete. O să văd eu cum fac. Mi se pare auriul mult prea auriu. Iar prețul acestui tricou a fost mai mare decât acela celorlalte. Deci, dacă tricourile erau în jur de 5 euro, cred, 5 euro, deci 25 de lei, acesta a fost în jur de 60 de lei, deci în jur de 60 de lei, deci mult mai scump ca celelalte și mă așteptam la altceva. Deci mă așteptam ca această terminație și la buzunar și la gât să fie mai discretă, prea aurie așa pentru gustul meu, dar dacă ne uităm la el așa, face efectul lui, deci are efectul lui. Materialul este unul foarte, foarte bun. V-am spus, am plătit și mai mult pe el și avem poliester, raion și spandex. Cu siguranță nu își va schimba forma. Mărimea pe care o am este XL, deci o să-mi vină foarte bine și este foarte, foarte moale la atingere. Nu este transparent. Calitatea lui este una foarte, foarte bună. V-am spus, sunt puțin șocată de cât de flashy așa este acest auriu de la anchior și de la buzunar. Drăguțică, da, ce să zic, dacă nu o să mă omor, chiar și în casă o să meargă acest tricou. Următorul produs, chiar nu știu despre ce este vorba. A, știu despre ce este vorba. Este un produs din colecția lor mai de lux, deci au o colecție de lux, este Mod F, deci așa arată numele, deci din colecția lor mai high-end, ca să spun așa, și este o bluză din satin. Deci este o bluză din măta, se spune ei, deci uitați-vă și ambalajul este foarte drăguț, deci vine ambalat într-o hârtie cu acest sigiliu. Deci acestea sunt produse din colecția lor high-end, ca să zic așa. Și așa arată, este o bluză din mătase. Deci o bluză simplă, din satin așa, cu mâneca puțin clopot. Deci cred că se vede, puțin clopot. Și în anchior. Deci o bluză foarte simplă, bleu, de vară și mărimea pe care o am eu este XL, cred. Cred că XL mi-am luat. L. Deci mărimea este L. Și calitatea este una puțin mai bună. Deci se vede calitatea, nu este transparent. Deci uitați-vă. Nu este transparent, este ca înșifonată, nu puteți să vă faceți o idee, dar vă asigur că arată foarte, foarte bine, în realitate, la atingere, deci foarte drăguță. Deci îmi place foarte, foarte mult cu un jeans, cu un pantalon alb, o să arate foarte, foarte bine această bluză. Aveți încredere în mine. Și îmi plac foarte mult aceste mâneci puțin clopot așa, dar deci foarte, foarte frumoasă, încântată și de acest produs și o să-mi vină. Deci elul o să-mi fie foarte bun. Și următoarele două produse sunt pentru vacanță, deci pentru plajă. Două tankini, deci costume de baie, cred că știți, genul acela tip maieu și slip. Deci tankini se numesc.
Și mi-am comandat două. Să sperăm că sunt bune, pentru că e foarte riscant cu costumele de baie. Câteodată slipul este mic sau slipul este mare și sutienul la fel în invers. Iar aceste seturi nu putem să le comandăm, aceste piese din acest set nu putem să le comandăm separat. Bine, putem să facem combinații, dar e riscant. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă la măsurile pe care le cumpărați de la ei. Dar cred că va fi foarte, foarte bun. Și este vorba despre acest set. Deci uitați-vă ce imprimeu drăguț. Calitatea este super, super bună. Nu este transparent, este dublat. Deci este dublat foarte frumos. Deci acesta este slipul clasic. Deci nu e mare lucru. Avem aici poliester 82% și 18% spandex. Foarte bine arată, de foarte bună calitate. Deci se simte foarte moale la atingere. Și îmi place această combinație de alb cu negru, cu bulinuțe, așa, gen văcuță, gen văcuța Milka. Iar partea superioară așa arată. Deci este vorba despre ca un maieu cu volănașe în față. Deci avem aceste volănașe pentru persoanele care au puțin abdomen, deci nu este chiar atât de tonifiat. Pentru persoanele care vor să se acopere și sunt jenate să iasă dezbrăcate pe plajă doar într-un bikini și un sutien, aceste variante sunt foarte bune pentru piscină, pentru mers la piscină, foarte drăguțe. Deci avem aceste volănașe care cu siguranță vor acoperi ceea ce este de acoperit. Deci foarte frumos. Bretelele sunt, se pot modifica, deci se pot lungi și se pot scurta și cred că îmi va fi foarte, foarte bun și acesta. Deci un succes acest costum de baie, acest tankini de la ei. Și ultimul produs comandat, la fel, este un set de tankini de la ei cu acest imprimeu care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și va fi și acesta foarte bun. Deci este bun de mine. Nu v-am spus mărimea la acesta. Deci acest tankini a fost în mărimea L. Deci L ca măsură. Așa puteți să vă faceți o idee. Și acesta este în mărimea L. La fel. Deci tot în mărimea L. Deci aici sutienul vine cu un burețel care se poate scoate dacă nu putem să suportăm. Deci așa arată. Foarte drăguț. Îmi place foarte mult acest design, acest colorit, ca să spun așa. Deci foarte frumoasă, acest bleu marin, așa, alb cu bleu, minunat pe plajă, cu o piele bronzată, va arăta foarte, foarte bine. Acest maieu, ca să-i spun așa, din acest set tankini este evazat. Puțin mai lung în față și mai scurt în spate. Deci așa vine. La fel, bretelele se pot modifica, să le facem mai scurte și mai lungi. Deci pentru o mai bună susținere putem să le mai ridicăm. De foarte bună calitate. Materialul este de o foarte, foarte bună calitate. Finish-ul nu este, ca să spun așa, că au terminat acest material, deci nu, pur și simplu este tăiat și lăsat așa. Deci ca finisaj nu este el mare lucru, dar e de efect, de foarte bun efect. Și la prețul pe care l-au nici nu ne așteptăm la cine știe ce, dar vă spun, îmi plac foarte mult aceste produse. Nu știu de unde este această... Aha! Deci aveam ceva lipsă la... Nu știam de ce e acel orificiu în față. De fapt, este pentru această fundiță. Deci avem o fundiță în față și așa arată el de fapt. Deci așa arată. Așa era corect de prezentat. Deci vine cu o fundiță în față. Da, mă gândeam, zic că au pus un obiect în plus aici. Iar slipul așa arată. Deci este un slip normal, clasic.
La fel, acest slip este dublat, deci riscul să fie transparent nu există. Foarte frumos, deci îmi place foarte mult și calitatea lui este una foarte, foarte bună. Deci de foarte bună calitate, plus că îmi place imprimeul. Deci această combinație alb cu bleu de mers la plajă e fantastică. Deci eu bronzată și cu aceste culori pe mine, minunate, minunate produse. Și acestea au fost piesele de îmbrăcăminte de pe Shein. Am comandat numai îmbrăcăminte. Data viitoare voi mai încerca să comand, deja am lista creată și cred că îmi voi comanda din nou. Am văzut câteva tricouri care îmi plac foarte mult și alte produse. Deci două rochițe de vară, la fel foarte drăguțe. Și poate câteva accesorii. Deci sunt foarte încântată și îmi plac foarte mult colierele lor. Vreau să vă spun că am văzut în magazine, mall-uri de bijuterii, aceleași produse pe care le-am văzut pe Shein. Probabil aceste magazine cumpără de pe acest tip de site-uri, deci din China, da, Shein este în China, cumpără bijuterii de acolo și vă spun, le vând în magazine la 10 ori prețul lor. Am văzut. Deci am ținut minte modelele pe care le-am văzut și le-am văzut pe Shein. Deci chiar unul am fost surprinsă pentru că prețul pe care îl cer în magazin este ce de 10 ori. Mult mai mult. Deci colierul acela costa în jur de 2 euro și ei cred că cereau în jur de 25 de euro pe acel colier. Așa că dacă aveți timp și răbdare puteți să găsiți lucruri foarte drăguțe și foarte interesante. Eu din toate aceste produse, acesta l-am comandat puțin cam mare, dar nu e problemă, deci mergea să iau și o mărime mai mică, dar calitatea lui este una foarte bună, deci exact ceea ce mă așteptam la acest costum. Și la fel acest tricou, mă așteptam să fie mult mai discret acest auriu de aici, din jurul anchiorului. În rest, toate produsele sunt exact cum mă așteptam. Foarte bune, de foarte bună calitate și la prețuri foarte, foarte mici. Nu trebuie să cheltuiți foarte mulți bani să fiți în trend, să fiți la modă, să fiți elegante. Deci puteți să găsiți acolo o mulțime de lucruri pentru toate ocaziile. Deci aveți de la pijamale, la lenjerie intimă, la rochii de ocazie, foarte, foarte frumoase și la prețuri, cum am spus, foarte accesibile. Și cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Până data viitoare, până la următorul haul cu Shein. Deci v-am spus, am o listă deja și mă gândesc să o comand în următoarele săptămâni, înainte de vacanță, să văd dacă am timp, dacă nu va fi după vacanță. Și sper că v-au plăcut produsele prezentate astăzi și dacă da, nu uitați să dați un like la acest videoclip și să apăsați și clopoțelul, așa veți fi la curent cu postările mele următoare. Iar până data viitoare, dragilor mele, eu vă pup și să ne revedem cu drag!